Unul dintre cele mai așteptate și mai importante evenimente culturale din capitală, dar și printre cele mai însemnate evenimente de gen în plan internațional, se pregătește să ia startul la sfârșitul acestei săptămâni. Duminica 27 august e o zi importantă în calendarul iubitorilor de muzică, prima zi a festivalului internațional George Enescu. Se află alături de noi doamna Cristina Uruc, manager Artexim și director executiv al Festivalului Internațional George Enescu. Ne va dezvălui câteva secrete din culise, dar vom vorbi și despre emoțiile acestor ultime zile de pregătiri. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să te revăd! Mulțumesc de invitație! Ați avut de muncă în perioada asta în care nu ne-am văzut cu siguranță. Sigur că da! Drum lung de la prima ediție din 1958. 65 de ani dar un drum foarte frumos care l-a făcut pe Zubin Mecta, președintele de onoare al festivalului și concursului George Enescu, să spun așa, festivalul Enescu este unul dintre cele mai importante din lume. Și te-aș întreba dacă totul e gata și ce aduce nouă ediția de anul acesta. Totul merge spre a fi gata. Mai e puțin? Mai e foarte puțin, da. Evident, tot ceea ce înseamnă partea organizatorică, tot ceea ce înseamnă contactele cu orchestrele pe toate programele și Uh, mai ales programul artistic, uh, poate fi uh, văzut de public încă din uh, noiembrie anul trecut pe site-ul festivalului. Acum îi invităm să uh, viziteze site-ul festivalului care are o nouă față și noi funcționalități uh, și sperăm că o să placă mult mai mult. Festivalul Enescu este un eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României și este un proiect finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Este într-adevăr uh, cel mai important brand cultural de țară și este ambasadorul României în străinătate și pe tot Mapamundul, aș îndrăzni să spun, pentru că în 2021 a fost cel mai mare eveniment de muzică clasică din lume. Așa că este un, o responsabilitate, da, și un standard pe care noua echipă managerială trebuie și să artistică mențină. trebuie să-l mențină Foarte și să-l crească. Trebuie să construim împreună. Spune-mi, aș vrea să vorbim puțin despre invitații pe care așteptați anul acesta și dacă există, nu știu, premiere, în ediția 2023, oameni care vin pentru prima ora la Enescu. Sigur că da, avem orchestra Gewandhaus din Leipzig cu uh, Herbert Blomstedt. Avem. Uh, uh, Lucrări în premieră, cum ar fi Opera San François d'Assis, avem uh, Billy Budd de Brittan, uh, Lugram Macabre la aniversarea celor 100 de ani de Ligeti. Uh, sunt foarte multe premiere, foarte mulți artiști care pentru prima dată vin în România. În total avem peste 3500 de muzicieni la București, atât din România cât și din străinătate. Mihai Constantinescu, directorul executiv al festivalului până în 2021, inclusiv, da. inclusiv spunea așa: Mi-a luat 18 ani să conving filarmonica din Berlin să vină la București. Și eu te-aș întreba, în momentul acesta, festivalului George Enescu, îi mai este greu să aducă nume atât de importante la București? Nu. Nu, pentru că munca pe care Mihai Constantinescu a depus-o împreună cu echipa Artexim în ultimii 30 de ani a creat relații de încredere și de transparență cu toate marile orchestre din străinătate și nu mai avem atâta greutate în a-i convinge de a veni, chiar își doresc să vină la București să facă parte dintr-un context cultural de nivel. Important este să avem finanțarea așa, necesară, necesară da, pentru a putea desfășura toate forțele, pentru că, așa cum bine știm, 3500 de artiști pentru o lună întreagă la București presupun o desfășurare de forțe la nivel așa. logistic și administrativ. Toate autoritățile statului sunt implicate, toate ministerele, Guvernul României sunt implicați pentru a susține acest eveniment. Deci, nu, din punct de vedere artistic, toate orchestrele își doresc să fie își doresc în de la noi, București. sigur că da. Hai să vorbim despre prima zi de festival. Am zis că duminică, pe 27, nu este da. prima zi de festival. Uh, va fi un concert la sala Palatului, concertul de deschidere. 19.30. 19.30. Ce va asculta publicul acolo și cum ați ales lucrările care vor fi prezentate? Lucrările au fost alese chiar de maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului, care va deschide sub bagheta lui festivalul cu orchestra filarmonicii Georgenescu. Exact. Și aceștia îl vor acompania pe Gautier Capuson, celebrul violoncelist francez care va interpreta un concert de violoncel de Dvorak, foarte iubit de către public și foarte așteptat. În program vor mai fi lucrări de Enescu și Strauss. suita de roză în Cavalier de Strauss. Da, și mm -hmm. o să pregătească atât solistul cât și orchestra niște bisuri extrem de frumoase, așa că vă așteptăm. Mai trebuie spus că pe 26, adică sâmbătă, va avea loc o conferință de presă. Sigur că Da, conferința de presă de deschidere a festivalului Enescu, la ora 13, la sala coloanelor, la sala palatului. Acolo este așteptată presa, sunt, vor fi prezenți partenerii și sponsorii noștri, vor fi prezenți autoritățile statului. Este un, un eveniment important care merită anunțat așa cum se cuvine. Dar există la sala palatului două, nu știu să le spun, expoziții. Deși una e o instalație pe care publicul le poate vedea pe toată, durata festivalului, de pe 27 până pe, pe 24 septembrie. septembrie. Da, sunt 29 de zile în care publicul poate veni și experimenta nu numai concertele din cadrul festivalului, asta la Palatului avem seria Mare Orchestre ale Lumii, dar și aceste două evenimente, să le punem așa, conexe. Așa. Prima despre care aș vrea să vorbesc este Vorbim uh, despre foaier acum? Vorbim despre foaier. Așa. Da. <laughs> Foierul de, de fapt, nu este foaierul de la etaj, <laughs> exact. nu foaierul de la parte, da. În faierul de la etaj avem un proiect avantgardist, un proiect VR, Virtual Reality, al lui Gigi Căciuleanu, produs de Fundația Art Production. Wolfgang. Wolfgang. Despre exact. el vorbim. Exact, da. Este o instalație performance. Mm -hmm. Da, publicul va putea <laughs> să experimenteze niște ochelari VR se vor așeza pe un scaun și rotindu-se vor putea vedea în 3D tot acest spectacol creat de Gigi Căciuleanu special pentru acest tip de filmare VR Și mai avem o expoziție avem așa Muzeul Enescu în timpul festivalului George Enescu tot la da. sala palatului, da. la parter La Nu, va nu? fi tot la tot etaj, la etaj tot la etaj. Da, 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 tot la etaj, tot în foierul de la etaj vom avea această expoziție. Muzeul George Enescu este partenerul de tradiție al Festivalului Internațional George Enescu și va prezenta în două etape această expoziție cu George Enescu în Franța. Așa. mai ales pentru a marca și relațiile bilaterale dintre Franța și România anul acesta. Spune, când s-au pus biletele în vânzare, am vorbit, cred, ai da, fost invitată la un da. atunci când s-au pus biletele în vânzare da. și chiar ne întrebam în câte minute și în câte zile se va epuiza tot cum a fost. Nu s-a epuizat chiar tot. Așa. Chiar invit publicul să intre pe site-ul festivalului și pe site-ul Eventim, unicii noștri distribuitori de bilete. Încă sunt bilete la anumite concerte, la sala palatului, există spațiu generos. Într-adevăr, avem concertul din 23 septembrie care este pe cale de a se termina o avem pe Iuja Vanga atunci cu un concert că și Klaus Mechela la Ateneu într-adevăr s-au epuizat la Făzâl Sai foarte repede la ta Salzburg, uh, uh, Recitalului Kirill Gerstein, de asemenea. Um, sunt concerte care se epuizează foarte repede și, de asemenea, capacitatea Ateneului este cea este care destul este de mică și atunci este normal foarte să ușor fie așa, da. ca anumite concerte să fie sold out în 24-48 de ore. Probabil că de asta și uh, concertul de deschidere are loc la sala Palatului pentru că. Și concertele Marilor și concertele Orchestre pentru marilor că ne dorim să da. facilităm accesul publicului publicului și uh, nu numai publicului, așa cum se percepe un pic eronat publicul elitist. Da, noi suntem pentru elită, suntem pentru elita programului artistic, pentru că ne dorim să aducem elita muzicală în România, dar care să fie accesibilă mai multor categorii de public. Și aici avem sprijin și putem să oferim prețuri accesibile pentru fiecare. Și probabil că și repertoriul pe care l-ați ales este pentru toată lumea. Repertoriul este ales de maestrul Cristian Măcelar, într-adevăr, da. și cu contribuția lui. Mihai Constantinescu, în calitate de consultant artistic și logistic al festivalului, pentru că altfel nu, nu se putea. E, e foarte important și suntem recunoscători că este în continuare alături de noi. Într-adevăr, sunt proiecte și repertorii propuse pentru fiecare categorie de, de vârstă. Ceea ce da? Și important. pentru copii la Teatrul Odeon. Lucrări de Enescu, 39 anul acesta, interpretate. Dar spunem, festivalul Enescu anul acesta se vede doar în București. Nu. Adică sunt evenimente și în țară. Din da, avem trei categorii. Deci este programul festivalului, programul principal, care se desfășoară la București, în sălile de concerte, la Ateneu, la Sala Palatului, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Arta României. Sala Radio și Teatrul Odeon. Aici avem programul principal, dar există și programul Festivalului Enescu în țară. Și atunci la Sibiu, Timișoara, Cluj, Napoca, Bacău, Iași, Lugoj, avem concerte pe care le exportăm. Deci ce găsim în programul principal la București, ascultăm și în, în țară. Și la a treia serie la care, pe care am făcut-o este cea cu evenimentele conexe. Și aici Filarmonica din Arad, Filarmonica din Satu Craiova, Târgoviște, Pitești Botoșani um, foarte multe foarte multe orașe, orașe da, s-au alăturat și instituții de cultură dorindu-și să prezinte un program și un repertoriu de calitate în cele mai multe cazuri cu soliști câștigători sau laureați ai concursului Enescu Eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit în seara asta și trebuie să-mi faci promisiunea că te mai întorci în luna asta e să ne mai vedem Sigur să povestim da. un pic și nu între știu, timp, da, cum și merg și lucrurile exact, exact Exact. Dar, sigur că da, cu mare plăcere. Îți mulțumesc, mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumesc.